Situația termocentralei de la Mintia, care mai face parte încă din complexul energetic Hunedoara, rămâne în continuare neclară. Conducerea termocentralei susține că producătorul de energie poate funcționa și pe viitor cu cărbune, inclusiv cu cel extras din Valea Jiului. La Ratală funcționăm cu un grup, grupul numărul 3, cu cărbune în amestec din Valea Jiului, import și Amina. Deci sunt contracte de import și contracte cu Anina și o să mai fie încă un contract cu Voievoz, zona Bihor-Orad. Cărbunele care folosim, deci din Valea Jiului putem folosi tot cărbunele care se extrage, putem folosi și de 2-3 ori mai mult decât se extrage. Capacitatea avem, chiar dacă preparațiile nu s-au mai făcut la timp și mă rog, s-au făcut strictul necesar tot din cauza situației financiare. Pe de altă parte, însă, pare a fi din ce în ce mai clar că la Mintia se va renunța la termocentrala pe cărbune în favoarea uneia pe gaz, putându-se construi chiar două astfel de unități producătoare de energie. Eu sunt convins că pe lângă RomGaz, până la urmă, să se mai facă încă o termocentrală, pentru că capacitatea electrică și necesarul de energie în zonă permite un minim chiar de 800 de megawatts, plus terenurile care există în ora actuală, amplasamentele care cel identificat de RomGaz e stabilit, cum a spus domnul consilier, lucrurile sunt pe direcția înainte accelerat. Directorul de la Mintia a făcut publice și numele posibilor investitori interesați să construiască cea de-a doua nouă termocentrală. Israel Electric Corporation, compania de stat electrică a Israelului, care e implicat în retehnologizare pe probleme de mediu. Avem deja un studiu de prefezabilitate făcut. Cogas Corea, pe partea de gaz, iarăși compania națională de gaz a Coreei. Mai este vorba de cei de la Rosatom, care sunt practic producătorii echipamentului de care am tot discutat noi de-a lungul anilor, care a venit la Mintia echipament pentru un grup energetic și era să uit de consorțiul Kansai Tochu, care au tot așa un studiu de fezabilitate făcut pentru termocentrală tot pe gaz în jurul puterii instalate de 400 de megawatts, studiu plătit de guvernul Japoniei. Până și dacă se vor realiza aceste investiții, va mai trece ceva timp, însă este ca și cert că termocentrala de la Mintia va ieși din complexul energetic Hunedoara, acest lucru fiind făcut public în vizita din weekend a premierului Viorica Dăncilă în județ. Astfel, în planurile guvernului se preconizează că termocentrala de la Mintia să treacă de la Ministerul Energiei în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.